Cu numai 3 puncte contabilizate în 2013 în urma disputării a 2 jocuri pe teren propriu și unul în deplasare, jucătorii echipei FC Zalău nu vor să mai facă pași greșiți în următoarele 2 partide pe care le vor disputa în deplasare, în compania echipelor CSE, Sănătatea Cluj și FCS Câmpia Turzii, și speră să obțină minim 4 puncte în urma celor 2 meciuri pe care le vor juca pe teren străin, în ciuda ultimelor 2 eșecuri suferite în rundele precedente, 2-1 în deplasare cu Șoimii Pâncota și 3-2 pe teren propriu cu CSE Unirea Deji. Tehnicianul echipei FC Zalău are încredere în elevii săi și crede că poate obține victoria în jocul de mâine cu Virus și Verzi de la Sănătatea, înaintea partidei de mâine, al cărei start se va da de la ora 15 pe stadionul din cadrul bazei sportive Unirea din Cluj-Napoca. FC Zalău ocupă locul 6 în clasamentul Seria 5 cu 22 de puncte, în timp ce gruparea adversă ocupă locul 9 cu 18 puncte. Eu împreună cu echipa ne propunem meci de meci să-l câștigăm. Am mai spus-o și altă dată, nu suntem o echipă care ne cantonăm în apărare și încercăm să scoatem un 0-0, nu. Orice meci care l-am discutat acasă, afară, am jucat deschis, Fiindcă consider că la nivelul ăsta, mai ales că avem o echipă tânără în care, am mai spus și la început, am început cu 5 jucători sub 21 de ani, pe parcurs am mai intrat încă un jucător, am terminat cu 6 jucători sub 21 în teren, jucători tineri, jucători care sperăm noi să din punct de vedere valorii și a modului de exprimare, să crească. Dar dacă învățăm o echipă numai să apere sau să jucăm pe... Nu s-a adeptul acestui stil de fotbal. Consider că am făcut un meci bun, spectaculos, cu Deju, în special în a doua repriză. Ce am reproșat jucătorului? Lipsa de concentrare la finalizare. Când îți creezi 3-4 situații bune de a marca singur cu portarul și nu finalizezi, atunci sigur că avem o problemă. Dar problema asta e, hai să spun, mai demult, nu numai de acum, din la meciul cu Deju. Când ne creăm ocazii bune și nu reușim să marcăm. Iar locul vis-a-vis de locul în clasament, sigur că distanța de 3, 4, 5 puncte de locul 2 sau 3, dar dacă nu reușim să adunăm puncte, urmează 2 deplasări foarte grele cu Sănătatea și Câmpia Turzii, în care noi sperăm, cel puțin eu ca antrenor, sperăm măcar 4 puncte să aducem. Sigur că pot să fie orice meci deschis, să poate să fie orice rezultat. Important e că atunci când ieșim din pe teren să avem simțul datoriei că am făcut un lucru bun pe teren și acceptăm și orice rezultat. Da, noi sperăm să fie victorie și să urcăm cât mai sus în clasament. Etapa cu numărul 17 mai programează în cadrul etapei de mâine alte 4 partide: CSE Primop Sighetu Marmației, FC Olimpia Satu Mare, CSE Oșorhei, FC Meturda, FC Hunedoara, CSE Național Sebiș și AS Europa Alba Iulia, FC Seso Câmpia Turzii. Partida dintre FC Unirea Deji și CSE Jiul Petroșani nu se dispută deoarece echipa din Petroșani s-a retras din campionat, iar ACS Șoimii Pâncota are etapă liberă.